Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură primește cereri de acordare a grantului în domeniul agricol-vegetal în perioada 29 ianuarie-8 martie inclusiv, în conformitate cu Ordonanța Guvernului privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea agricultorilor. Cererile de acordare se depun la centrele locale sau județene ale APIA, pe a căror rază teritorială a fost depusă cererea de plată aferentă. Valoarea maximă a grantului direct acordat pe întreprinderea beneficiară nu poate depăși echivalentul în lei a 280.000 de euro. Resursele financiare totale sunt de 1.200.000 de lei, care se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2024. În perioada 29 ianuarie-8 martie 2024, producătorii agricoli se pot adresa Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură pentru a depune cereri pentru acordarea unui grant direct în sectorul vegetal. Cererile se pot depune atât la centrele locale cât și la centrul județean, perioada teritorială a cărora beneficiarii și-au depus cererea unică pentru anul 2023. Grantul direct reprezintă o plată compensatorie acordată producătorilor agricoli ce au depus cereri în anul 2023 și aceasta este în valoare de 100 de euro pe hectar. Grantul se acordă pentru suprafețele determinate la plată pe cererea unică a anului 2023 pe suprafețe de minim 1 hectar. Culturile ce se plătesc sunt următoarele: grâul de toamnă, triticalele de toamnă, secarea de toamnă, orzul și ovăzul de toamnă și rapița. La nivelul centrului județean Mehedinți avem un număr de potențiali beneficiari și anume 8.500, până la această dată fiind depuse în jur de 1.700 de solicitări. De schema de ajutor pot beneficia și producătorii agricoli care figurează în sistemul IACS, caz închis ca urmare a imposibilității APIA de a efectua plata ca urmare a erorilor de cont bancar pentru cererea 2023, cu condiția depunerii documentului de coordonate bancare aferent unui cont bancar activ. Producătorii agricoli declarați neeligibili pentru plata pe suprafața aferentă campaniei 2023 care au primit decizie negativă de respingere nu pot beneficia de prezenta schemă de ajutor.